Legea interzice clonarea în România, este foarte clar, indiferent de tipurile de clonare, dar aici este un subiect de discutat. Majoritatea studiilor încep să se deplaseze spre țările, cum le-a numit doamna doctor Cavrilovici, spre țări în tranziție. Din două motive. Pentru că oamenii de știință din aceste țări, în care forța financiară este mică, sunt avizi să aibă acces la tehnologii înalte, și în al doilea rând că nu există niciun fel de supraveghere. Ce ar trebui să facem? Pentru că, de fapt, devenim aceste țări coloniale în care se experimentează orice, oricând, oriunde și fără niciun fel de dezbatere. Problema este că în majoritatea țărilor în tranziție, introducerea principiilor etice s-a făcut relativ recent. Nu există încă un cadru coerent pentru evaluarea unor astfel de proiecte. Aș putea spune că treaba murdară, să spunem, în astfel de proiecte se face în țările în tranziție. Dar eu aș spune. Oricum, chiar și acolo unde există, se face formal, se pune un Exact. document care să acopere dacă cumva, să spunem, organisme internaționale verifică sau societatea civilă se sensibilizează, scoatem o hârtie pe care, spunem, noi am respectat. Nimeni nu verifică dacă într-adevăr există un protocol etic și nici nimeni nu știe să redacteze un protocol etic.